visul nostru a devenit realitate, pentru că dintotdeauna ne-am dorit să facem legătura între DN12A și DG116D, deci practic între un drum național și un drum județean, pe o lungime de 2,5 km. Lucru care s-a și realizat parțial până astăzi. În urmă cu câteva zile, înainte de a fi vremea așa ploioasă așa cum a fost ieri, s-a turnat peste 500 de tone de asfalt. În cursul zilei de astăzi se toarnă 500 de tone de asfalt iarăși, pentru că intră o cantitate destul de mare. Mă refer la primul strat, care este de 6 cm, numit binder. Și în condițiile astea, cred că inclusiv mâine vom ajunge în drumul național. Repet, spunând următorul aspect. Acest drum face legătura între drumul național și drumul județean, dar totodată face legătură mai scurtă cu cele patru sate, începând cu Seaca, Ștefan Vodă, Hăghiac și Dofteana. Practic, este și o șosea de centură a localității noastre, în care absorbim circulația din centrul localității și o trecem pe aici, pe acest drum, făcând legătura între DN și DJ totodată. Da, s-a investit mult, mai este încă de investit, dar nu aveam posibilitatea din bugetul local al unității administrativ-teritoriale și am făcut ceea ce mi-a stat în putință, lobe pe lângă Consiliul Județean Bacău, în care am găsit înțelegere de fiecare dată la întreg Consiliul Județean și în condițiile astea am făcut un contract de asociere cu Consiliul Județean. Dumnealor ne finanțează cu suma de 95% din total proiect. Diferența o punem noi, inclusiv studiile de teren și cofinanțarea noastră. Se lucrează la foc automat din anul 2022, practic toamna anului 2022, și o să terminăm cu primul strat de asfalt, cum vă spuneam, apoi vom continua cu rigolele pe aceeași lungime de 2,5 km, pentru că vine rigole întrucât aici drumul are o înclinație destul de mărișoară și vine o rigolă lată de 1,60 m plus acostamentul, așa, pentru că apa pluvială care se scurge de pe aceste dealuri, de pe acest versant, va fi colectată și dusă până în șanțul care colectează apele de pe drumul național. Efectiv, el ar trebui ca în anul acesta, mă refer lunile iunie, iulie, august, cel târziu, lucrările să fie aproape gata. Păi urmează parapeți, amenajarea drumului, marcajul pietonal și așa mai departe. Dar anul 2023 sper să fie gata, dar mai multe detalii puteți să luați de la președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, întrucât majoritatea sumelor de bani se află în Consiliul Județean și în pixul dumnealor. Este o lucrare care se desfășoară pe o investiție a Consiliului Județean în proporție de 90%, 10% fiind contribuția Consiliului Local Dofteana, o asociere ca multe altele în județ. Putem vorbi aici de asocieri cu municipiul Onești, cu municipiul Moinești, cu Zemeș, doar anul acesta, urmând ca anul viitor și alte localități să intre în asocieri cu Consiliul Județean pentru dezvoltare. Se poate spune că echipa Consiliului Județean și-a întors fața și către partea aceasta de județ, pentru că iată foarte, foarte multe proiecte și în această zonă. Da, într-adevăr, și-a întors fața și în diverse domenii, cum ar fi sănătate la Onești, cum ar fi cultură la Moinești, cum ar fi un parc de distracții la Zemeș. Deci Consiliul Județean și de această dată și-a îndreptat fața spre zona de nord-vest a județului, venind cu investiții serioase în această zonă. Am o relație foarte bună cu domnul primar și încerc, în măsura posibilităților, să-l ajut să urgentăm tot ceea ce înseamnă birocrație în țară. Sperăm ca și pe viitor bugetul Consiliului Județean să permită investiții de acest fel. O investiție aici la Dofteana de aproximativ 11 milioane de lei. O investiție ce leagă un drum național 12A de 116 de drumul județean. O investiție care va aduce un plus valoare zonei. Eu cred că această zonă în care ne aflăm se va dezvolta foarte mult și va căpăta o tentă turistică.